Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți frați și surori, la începutul Sfintei Liturghii pe care o celebrăm în această seară, l-am rugat pe Dumnezeu să sporească, să crească în noi credința în învierea Fiului Său. Și la fel l-am implorat să crească speranța în învierea fraților noștri răposați. Iată aceste două elemente, credința în înviere și speranța în învierea noastră, sunt subliniate și de liturgia cuvântului pe care tocmai am ascultat-o, astăzi când biserica celebrează pomenirea tuturor credincioșilor răposați. Am ascultat mai întâi un fragment din Vechiul Testament, din cartea lui Iob. Cunoașteți cu siguranță istoria dreptului Iob. Acum este trist Iob, pentru că am putea spune este la poarta morții, măcinat de boală, măcinat de suferință, părăsit, abandonat de cei dragi, acuzat de prieteni, își așteaptă sfârșitul și are, putem spune așa, o ultimă dorință. Ar vrea ca cuvintele lui să fie scrise într-o carte, să fie săpate pe o stâncă. Cuvintele lui să dăinuie, să rămână. Ce vrea să scrie Iob? Ce vrea să transmită Iob? Ne spune el însuși: eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că în cele din urmă se va ridica peste țărână. Eu însumi îl voi vedea și ochii mei îl vor privi. Acestea sunt cuvintele de speranță care îl însoțesc pe Iob în timpul suferinței, când, iată, așa cum spuneam, moartea pare să că se apropia de el. Cuvinte de speranță. La fel, iubiți frați și surori, în această zi și noi privim cu speranță și suntem chemați să privim cu speranță la ceea ce se întâmplă după moarte. Mulți dintre noi am fost astăzi la cimitir. Pentru mulți, cimitirul este un loc trist, mai ales că mergând în cimitir, purtăm în sufletul nostru și durerea despărțirii de cei dragi și nostalgia faptului că, iată, poate mulți dintre ei au plecat când aveam cea mai mare nevoie de ei. Este trist. Și am purtat și noi această durere. Dar mulți dintre noi au mers la cimitir purtând flori
și lumânării. Iată semne ale speranței. Semne ale speranței în învierea celor morți. Și rugăciunile pe care noi le-am făcut astăzi în cimitire și pe care le facem atunci când ne rugăm pentru răposații noștri, au tocmai această finalitate, ca Domnul să-i cheme la viața veșnică împreună cu ei pe cei dragi ai noștri care încă nu au ajuns la această comuniune deplină cu Hristos. Este o speranță, o speranță creștină. Și Apostolul Paul, scriind Romanilor, îi asigură pe ei și ne asigură și pe noi că speranța nu înșală. Pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre. Iată, speranța este în strânsă legătură cu iubirea. Și despre iubirea lui Dumnezeu față de noi ne vorbește Sfântul Ioan în Evanghelie, atunci când spune: tot ce-mi dă Tatăl va veni la mine și cel care vine la mine, acela nu va fi îndepărtat. Nu-l voi da afară pe cel care va veni la mine, pentru că aceasta este voința Tatălui meu, să nu se piardă niciunul dintre cei pe care El mi-a dat. Iubiți frați și surori, săptămâna trecută Sfântul Părinte a încheiat meditațiile sale despre speranța creștină cu ocazia audiențelor de miercuri pe care le face. Și în această ultimă meditație, Sfântul Părinte Francisc a vorbit despre paradis. Paradisul care, spune Papa Francisc, nu este o fabulă, nu este o poveste, pentru că paradisul este îmbrățișarea lui Dumnezeu. Este momentul în care Dumnezeu ne îmbrățișează, așa cum numai un tată poate să îmbrățișeze pe copilul lui. Acesta este Dumnezeul nostru, un Dumnezeu al iubirii, care s-a dăruit pe sine și a sacrificat viața pentru mântuirea noastră. Și amintește Sfântul Părinte de o parabolă care lui este deosebit de dragă, parabola fiului risipitor. Și spune Papa: tatăl din parabolă, văzându-l pe fiul său rătăcit, care se întoarce mărturisindu-și păcatele, încercând să-și exprime, să-și manifeste, așa cum putea el în acel moment iubirea, pur și simplu îi închide gura și îl îmbrățișează. Acesta este Dumnezeul nostru. Și noi pe acest Dumnezeu îl rugăm pentru răposații noștri, dar îl rugăm și pentru noi.
Pentru că astăzi, mergând în cimitir, poate unul sau altul dintre noi s-a gândit, eu m-am gândit, acesta este locul în care voi ajunge și eu. Și nu este un gând comod, dar în lumina credinței noi știm că pe drumul suferinței și al morții a mers înaintea noastră Hristos. Știm în același timp că moartea nu înseamnă un sfârșit, ci este începutul unei noi vieți. Acea viață în care vom fi pentru totdeauna îmbrățișați de Dumnezeu. Știm, așa cum am auzit în Evanghelie, că aceasta este voința Tatălui, ca niciunul să nu se piardă. Și în acest sens, Papa evocă în cateheza de care aminteam un alt episod, acela al răstignirii lui Hristos și a tâlharului bun, așa cum îl numim noi, acelui om răstignit alături de Hristos, care, sigur, în viața lui nu a făcut lucruri dintre cele mai frumoase și mai bune și mai morale, dar care a avut forța să spună, amintește-ți de mine când vei fi în împărăția ta. Și Hristos îi spune, astăzi vei fi cu mine în paradis. Și comentează Sfântul Părinte acest cuvânt, paradis, pe care îl folosește Hristos atunci. Este pentru prima dată, este singurul loc când este amintit în Evanghelie. Doar în acel moment, printre ultimile cuvinte pe care le-a spus Hristos pe acest pământ, a fost tocmai acesta, paradis. Astăzi vei fi cu mine în paradis. Iată, iubiți credincioși, altfel privim moartea, care sigur are partea ei de suferință, de durere, suferință și durere care în multe situații rămâne și după plecarea unuia sau a altuia. Are și partea ei de suferință, de tristețe, moartea. Dar știm și credem și sperăm că toți cei care au avut forța să spună în viața lor, într-o formă sau alta, prin rugăciune, prin trăire, adu-ți aminte de mine, Doamne. Acela va auzi din gura lui Hristos acest cuvânt. Astăzi vei fi cu mine în paradis. Ne rugăm la Sfânta Liturghie în această seară pentru cei răposați, pentru toți răposații. Ne rugăm și pentru răposații noștri, pe care îi avem în suflet și în gând. Și așa cum Papa la liturghia pe care a celebrat-o după amiaza aceasta într-un cimitir,
i-a invitat pe cei prezenți să se roage și pentru cei care mor. Aproape zilnic, în războaie, în atentate, în acte de violență. Pe toți îi recomandăm milostivirii lui Dumnezeu, ca toți să intre, să se bucure pentru totdeauna de contemplarea chipului lui Dumnezeu. Lăudat să fie Iisus Hristos!